Mulțumesc pentru invitație. Este a doua oară când sunt invitat în această aripă a Casei Poporului. Prima dată era acum 20 de ani, proaspăt întors cu doctoratul din America. Aveam împreună cu un grup de prieteni inițiativa să strângem semnături pentru a diminua numărul de parlamentari. Vreau să ne folosim de tehnologia internetului care tocmai fusese implementată și în România. Într-o zi am fost invitat la președintele Curții Constituționale pentru o consultație. M-am suit într-un taxi, am ajuns aici, intru și acel personaj îmi spune: îmbrăcat astfel nu puteți intra în fața președintelui Curții Constituționale, pentru că aveam niște pantaloni scurți, erau 40 de grade afară, sigur că nu eram pregătit pentru astfel de invitație. Nu am știut niciodată ce avea dânsul de spus despre inițiativa noastră, dar am învățat că în Casa Poporului trebuie să avem pantaloni, să fim decenți, asta este important, se pare, forma și nu fondul. Acel individ, de altfel, a fost demis o lună mai târziu pentru că făceam adversații cu apartamentul de serviciu. Astea erau preocupările lui. Nu ne-am lăsat descurajați. În 2015 am strâns semnături în stradă timp de 2 luni pentru transparența în primăriile din București. Aceste primării cheltuiesc 2 miliarde de euro anual și nu dau socoteală nimănui despre bani. Cum îi cheltuiesc și pe ce? Am cerut ca ei să publice toate contractele de achiziție publică online. În 2017 am promovat împreună cu alții o petiție publică pentru demiterea avocatului poporului. Acesta era mai curând avocatul politicienilor corupți decât al poporului la momentul respectiv. S-au strâns în 2 zile 200.000 de semnături, nu s-a întâmplat nimic. În acest moment strângem semnături pentru o campanie fără penali în funcții publice, adică o altă inițiativă de schimbare a Constituției pentru a interzice accesul la funcțiile publice a celor condamnați pentru corupție. Nu este normal ca oamenii care au furat din banii publici să-i administreze în continuare. Dacă se vor strânge 500.000 de semnături, se va ajunge, sperăm și în acest caz, la un referendum. Dreptul la referendum este unul dintre cele două mijloace de exprimare a suveranității poporului român, conform articolului 2 din Constituție. Nu sunt mai multe, sunt exact două. Fie prin reprezentanți aleși, fie direct prin referendum. Sunt popoare libere pe lumea asta care își exercită acest drept plenar. De exemplu, în Elveția, în ultimii 2 ani, am avut 20 de referendumuri, adică 10 pe an în medie, unele la inițiativa guvernului, altele la inițiativa poporului. Nu s-a întâmplat nicio nenorocire, dimpotrivă, Elveția se comportă foarte bine. În România, de la fondarea țării sau de la Burebista sau de oricând, am avut exact 9 referendumuri. Din păcate, toate au fost la inițiativa guvernului și au avut un sfârșit tragic, ca să spun așa. Unul dintre ele a fost chiar validat și nu s-a concretizat. Este vorba de referendumul pentru diminuarea numărului de parlamentari din 2007. Alte referendumuri au conținut întrebări al căror răspuns era știut dinainte. Poate cei în vârstă își amintesc de acest decret al lui Nicolae Ceaușescu pentru referendumul exact acum 30 de ani, diminuarea cheltuielilor pentru apărare, o întrebare fără sens, unde dictatorul de atunci a câștigat un referendum. Alte referendumuri au fost doar instrumente de luptă între politicieni. Și, în sfârșit, alte referendumuri au fost viciate, cum a fost adoptarea Constituției din 2003, când votarea s-a prelungit pentru 2 zile. Acea procedură este controversată. Practic, am avut în toată istoria noastră un singur referendum valid, acela al domnitorului Alexandru Ioan Cuza din 1864, prin care s-a introdus instituția Senatului. Practic, democrația noastră va rămâne într-un singur picior, atâta timp cât orice inițiativă legislativă de schimbare a Constituției, care este legal formulată, este declarată constituțională și care este susținută de un număr suficient de cetățeni, nu se materializează într-un interval rezonabil de timp într-un referendum. Vă mulțumesc!